Pinti, Alex, să trăiți, domnilor capitani, doi capitani ai echipei noastre. Cum a fost revederea astăzi? Pentru mine. Pentru noi nu mai vedem și pentru mine revederea cu baza FCSB și cu fotbalistii la FCSB. O parte dintre ei, chiar dacă puțin, cu câțiva am fost și colegi. E o emoție pe care mi-o dă fotbalul și nu cred că poate să-mi dea altă lucru. Ai venit chiar înainte de derby? Ai vorbit cu Pinte? Ai vorbit și cu băieții? Da, am vorbit cu toată lumea, am salutat. Vreau ce să vorbesc eu despre derby, știu mai bine ce am de făcut. Nu le-ai dat niciun sfat? Încerc să fac viața în așa fel încât să nu dau sfaturi. Sigur că e un imbold probabil natural, uman. Dar încerc să dau cât mai puține sfaturi, pentru că de obicei nici mie nu-mi plăc să primesc sfaturi. Cum era să jucați împreună? Cum era în derbiuri? Liniște, în primul rând. Pentru noi, chiar când am jucat împreună, a fost ceva plăcut. Eu cu Alex m-am înțeles foarte bine și viața de zi cu și acum suntem prieteni și ieșim împreună și avem o relație extraordinară. Deci pot să zic că chiar a fost, nu știu cum să zic, ți-i găsesc cuvântul ăla potrivit, ne-am înțeles foarte bine. Mm-hmm. Care e greu, nici cu nevasta în teren sau acasă, nu m-am înțeles cum am înțeles cu el. Nu s-a întâmplat niciodată să vă mai enervați, să mai țipați unul la altul în timpul meciului? Nu, și dar nu cred că am ajuns la nivel de conflict. Aș țipat niciodată. Nu, și la echipa noastră, niciodată. Noi niciodată, pentru că ne înțelegeam și din priviri și știam ce face unul și ce face ala. Și în plus de asta, cred că aveam o chestie. În momentul când greșești sau faci un lucru greșit, deja numai cât te uiți, ne uitam unul la altul, cred că și cu ceilalți am avut, noi am avut această chestie, în momentul când greșeam, deja știai că deja nu știam greșeala. Cumva din privire, spuneam, știai că e nervos, gata, e groasă, sau zic, ceva de genul. Am greșit, hai să... Dar nu ne reproșam niciodată, adică gen, bă, lasă, ap, mă duc eu, au rezolv eu, după aia următoarea de greșeală, nu, el știa, bă, lasă. Deci nu, el n-a existat și nu va exista niciodată. Cum vă capacitați voi înainte de derby? E un meci special. Cum intrați în atmosferă? Înainte de meciul ăsta, cred că motivația vine natural. E cel mai important meci din România. Chiar dacă probabil Rapidul, meciul cu Rapidul se apropie de un astfel de derby, meciul cu Dinamo e pentru cei care înțeleg ce înseamnă FCSB și înțeleg și ce înseamnă Dinamo București. Sunt aproape sigur că și pentru cei de Dinamo e aceeași gen de trăie. E un meci în care ne implicăm la mai mult decât putem, atât la antrenament, cât și în momentul când vine meciul. Pinti? Păi, deja când se termina meciul și urma săptămâna pregătoare meciului cu Dinamo, deja era gata. Deja nu mai intrai într-o transă, nu mai țineai cu nimeni. Uitai de familie, de tot. Pentru că și când te întâlneai cu lumea pe stradă, îți dădea imboldul ăsta și... Nu știu, era un sentiment, pare, e greu de descris. Care sunt cele mai frumoase amintiri din derbiuri? Spune-mă de alea când ne-am câștigat, dar nu suntem da, mai noi. În perioada 2012-2013, acolo când ne-am câștigat și chiar am și dominat campionatul clar. Au fost cele mai frumoase momente și cred că și suporterii, când jucam 30-40 de mii, nu. Aia a fost perioada cea mai frumoasă. Alex, ai văzut că suporterii sunt din nou alături de echipă. Ce mesaj ai pentru ei? Ce le spune? Dacă ai mai fi în continuare în echipă, dar chiar și așa, tu ești o legendă a clubului nostru. E foarte complicat. Ce e îmbucurător e că sunt din ce în ce mai mulți oameni care susțin FCSB. Sigur, această discuție interminabilă cumva face o echipă, dar în momentul ăsta suntem FCSB. Și suporterii care au ales să susțină FCSB pe aceste cale, eu le mulțumesc și sper să fie cât se poate de fericiți duminică. Și acum o întrebare pentru fiecare. Cum îl vezi pe Alex ca antrenor și tu cum îl vezi pe Pinti ca antrenor? Va fi dur, va fi... Suntem puțin... E foarte complicat să analizezi profesia unui om, pentru
Pentru mine va fi o profesie, probabil și pentru mine, nu știu, pot să răspund cu mine, dar probabil că da. E foarte greu să analizez profesia unui om înainte ca acesta să profeseze. Nu, dar cunoscându-l poți să știi ce tip de antrenor va fi. Unul strict, unul un pic mai liniștit. Nu este strict sau libertin, nu este antrenor libertin. Sunt niște lucruri pe care jucătorii trebuie să le fac, și lucruri pe care tu le impui, sunt și lucruri pe care trebuie și ei să-și dorească să le facă. Și lucrurile mele. Disciplina nu se comentează. Anumite reguli pe care le pui nu se comentează. Strict sau libertin, cred că este antrenor bun libertin. Sau antrenor bun strict. Nu cred asta. Cred că există un set de reguli, atât scrise cât și nescrise, și pe care atât antrenor cât și jucători trebuie să le urmeze. E cam orice altă profesie. Doar că, doar pentru că aici nu putem chema poliția să ne aresteze, nu înseamnă că trebuie să facem lucrurile corect și profesionist. Și profesionismul și corectitudinea în orice domeniu înseamnă un anumit set de reguli. Sigur că e un domeniu complicat, pentru că aici avem și adversitate. E o discuție lungă, nu? Da, discuție lungă. Nu am să-și pregătesc. Noi am mai vorbit pe tema asta și la tine la restaurant, dacă ți-aduci aminte. Nu-mi doresc decât să ai Bulan ca antrenor. Că restul, tu studiezi, tu faci multe, știu asta, citești foarte mult. Dar nu-mi doresc decât să ai noroc. Că cum am vorbit noi, dacă n-ai noroc, e foarte greu. Trebuie să ai și un pic de Bulan. Bineînțeles, nu mult. Eu am zis puțin, că de acolo poți să crești. Pentru că știu că studiază, e foarte pasionat de a deveni antrenor și eu îi doresc din tot sufletul să ajungă unde să dea Dumnezeu, unde își dorește și nu... Cine o să fie principalul și cine secundul? Asta e important. Important e că ne înțelegem și oricum ar fi, dacă am fi amândoi, 100% va fi poliție, disciplină, va fi va fi o uneală. Și atunci va fi totul perfect. Care este cel mai bun jucător cu care ați jucat vreodată în echipă? E greu, depinde de așa, dacă e să iau pe Alexi de față, cu el am jucat, m-am înțeles foarte bine, am și câștigat ca trofee, am jucat Champions League, am făcut și echipa națională multe lucruri, adică depinde și de profil. Este jucător mare, sigur, e vorba de jucător mare, depinde și de, dacă poți să le iau număr 10, sunt foarte mulți. Era să-l mărteam, pe nasă, foarte mulți jucători care și la echipa națională. Nu, e greu să-ți dau unul. Dar așa, dacă e să iau Alex de aici, fiind aici de față, cu el m-am înțeles și mai bine. Și cred că am avut și cel mai bune rezultate. Asta pot să zic. Acum, ți-am zis, nu iau mai sus. Iau pe compartimentul meu unde am jucat cu el. Alex? Nu-mi da cald acum, tu zi altceva. Nu. Clar că Mihai a fost cel mai bun format, cel mai bun cupul din punctul meu de vedere. Adică am avut și cel mai bun rezultate, m-am simțit și cel mai confortabil când am jucat, am avut și cel mai... De ce se întâmpla asta, acum înțeleg, dar atunci nu înțelegeam, că vorbeam de chimie. Ce însemna chimie asta, e foarte complicat să explicată că mi-a folosit. Dar înțeleg ce se întâmpla între noi, cel puțin la nivel fotbalistic. Cred că cel mai bun jucător care am jucat este Florian Maludan. Cred. Și titrat. La nivel de titlu, poate că ca nivel de joc nu l-am prezent, sigur nu l-am prezent cel mai bun pe dar probabil e Florea Malu. Probabil că mai sunt și alții la un nivel care au jucat, adică Florea Malu a câștigat campionatul mondial. Bosin a câștigat Champions League cu Porto și cu Chelsea, adică sunt jucători imensi. Am mai fost și alții, dar probabil că e. Care a fost meciul pe care l-ați jucat, care v-a rămas în memorie, care a fost cel mai important și la care vă gândiți întotdeauna cu plăcere, din toate punctele de vedere, al jocului, al intensității, al publicului? La ce? Eu? La ce? Zi. Dacă vreți să zic, băi, mergi cu rapul când ai la gol. Eu mă gândesc la, dar nu știu dacă e foarte la fel de relevant și pentru tine. Ba, pentru că a fost un meci care nu există. E sentimentul care când s-a cutremurat tot. În momentul 96 să câștigi, nu există. Pentru mine ăla a fost unul, cred că, cel mai frumos. Adică sentimentul care l-am avut atunci nu... Da, pentru mine e clar că ăla e ca marca golul, asta e diferența. Mai sunt, sunt multe, în Europa mai sunt. Dar ăla pentru suporteri. Poate Chelsea acasă, 1-0, adică e un impact mare pentru toată lumea.
Poate Chelsea în deplasare, că am fost aproape să ne calificăm, în multe momente am fost aproape. Poate eu cu Alex atunci pot să zic și de Lazio. Iar a fost o mișcare pentru mine a semnat foarte mult. Da? Sunt multe, dar ăla a fost cel mai lucrat. Dar vă mai aduceți aminte cum a fost prima zi la echipa noastră, când ați fost transferați? Și ce sentiment ați avut? Venit complicat. Am ajuns complicat. Țin minte că am venit, eram în Ghenci așa. M-a luat Rusescu în primire. El nici nu intrase bine, stăteam. Și a venit Rusescu și mi-a zis, a venit cel mai bun mijlocaș, gen. Îi bătea apropo la Alex, să nu se... Era tovarășul tău, nu? Da. Și a spus, a fost frumos, discuții din astea, dar a fost ok, nu cu Raul. Chiar, asta a fost. Da, impactul, după aia a fost, a rămas prieten și în viața, cu toată lumea. Alex, la tine cum a fost? Timid, ca de obicei, prima dată într-un mediu nou. Sigur, veneam după 3 meciuri bune la echipa națională și asta îmi dădea îmi creștea stima de sine și așa. E lucru care m-a ținut în viață în ziua aia. După aceea, ușor, ce m-am acomodat și a devenit mediul meu, a fost mai simplu, dar prima zi n-a fost ușor, primele zi n-a fost ușor. M-a mai mult fotbalul pe care l-am jucat în primele săptămâni, era tot timpul, purta amprenta emoțiilor și gândului că poate nu sunt suficient de bun pentru FCSB, probabil că mă străi prin asta, nimeni nu spune. Steaua, mă, că atunci era Steaua. Steaua, da. Bine, acum nici nu mai știi cum să spui. Hai să spunem echipa lui Gigi Becali, ca să fie simplu, ca să fie și concret. Da, cred că gândul ăsta îi apasă pe foarte mulți jucători, când vine aici. Și trebuie să știe că a mai fost cel puțin un om care a trecut prin emoțiile astea, așa că nu sunt singur și eu sunt lângă ei. La nivel universal, așa, nu pot să fiu lângă ei decât din fața televizorului. Păi amândoi ați fost lideri ai vestiarului. Cum te impui ca lider? Cum, ce l-a sfătuit pe un puști, un copil care se apucă acum sau vine la o echipă mare? Cum poate să devină lider? Ce calități trebuie să aibă? Știți că în acea echipă, vorbim de 2012-2013, erau foarte mulți jucători care, nu pot să spun că aveam un lider sau doi lideri, erau foarte mulți jucători care aveau dreptul de a vorbi, care își exprimau opinii și care aveau un cuvânt de spus în ceea ce însemna cum ne organizăm noi echipa. Nu era vorba de... Nu, era Tătărușanu. Era o personalitate. Erau foarte mulți jucători la echipa națională. Tătărușanu. Personalitate. Era foarte greu. Chiriche, Sucala, Garduș, toată lumea vorbea. Nu era cineva care... Sigur că sunt câțiva jucători care vorbesc mai mult și se impun... Dar era o echipă care avea jucători cu oarecare maturitate, mulți dintre ei cu familie. Și oameni cu capul pe umeri, ca să vorbim în clișei. Și nu exista un lider absolut. Dar cred că asta e... Nu văd a fi un singur lider, nu văd o... În absolutist nu văd o soluție. Și cred că ceea ce am avut la investiar a fost extraordinar.